Eu dacă aș fi fost tu, okay, nu m-aș fi gândit niciodată să cânt o piesă în franceză, în primul rând. Îmi place franceza, sunt un copil mai dubios. Oui? Oui. De acord, eu franceza e drăgălașă, dar tu stăpânești foarte bine engleza. Foarte bine. Ești la tine acasă. Mi-am ieșit din zona de confort. Erai în zona de confort, n-aș fi riscat în etapa asta. Dar de ce să risc? Dar de ce să mă apuc să cânt în, nu știu... N-am luat-o cu un risc. Doamne, bine că nu ți-a venit să cânti în... Rusă? Nu. Încă nu m-am obișnuit să-mi ies din zona de confort să nu cânt cu instrumentul. Asta că e prima oară când cânt fără instrument. Ești foarte legată de acel... Da, ești foarte legată de acel... Instrumentul e bun. Și două acorde, dacă le puteam face, să am în mână tot mai altceva. Da, e bine să cânti la un instrument, te ajută, dar e bine să poți cânta și fără. Of! E diferită și asta o ajută, adică e o apariție. Cel mai tare ce îmi doresc în momentul de față este să trec mai departe. Poate ne ajutăm. Se transmite energia pozitivă. Tu ești un om foarte frumos și interesant și atipic. Și ești caldă și ești... O să încerc să ești mai caldă. S-apropie iarna. De atâta căldură te-ai adus atât de emotiv aici, azi, în seara asta. Ce vrei tu să fac eu cu tine? Să-mi las să stau și să-ți dovedesc că pot mai mult? Când să-mi dovedești? Interesantă propunere. Îți promit, următoarea etapă o să te dau pe spate. Pinky promise. Următoarea etapă care? Dacă te... La dueluri. La următoarea probă am una dintre melodiile mele preferate, care e cântată de Birdie, care mi-a spus Delia, și aș vrea... Cred că e lucrul care mi-l doresc și mai mult, să cânt pe scena asta, melodia de la Birdie, People Help the People. O să-ți placă. Sper. Sigur. Michaela, am... N-ar fi foarte fair să iau decizia asta acum. Din păcate n-o să rămâi în seara asta, îmi pare rău, dar nu ar fi corect. Au fost momente în care ai falsat, probabil pentru că te-ai emoționat foarte mult și ai pierdut controlul. Și dacă n-ar conta nici asta, ce-ar mai conta pentru numele lui Dumnezeu? Adică cum să facem diferența între una și alta? Una a falsat, una n-a falsat, știi? Una a fost mai sigură, alta n-a fost mai sigură, contează tot. Atenție, acolo în spate. Atenție și îmi pare rău. Vreau să te îmbrățișez. Aplauze pentru ea. O să-mi fie dor de tine. Și mie de voi. E dură, dar trebuie să fie, că suntem atâtea fete bune și cum ar mai face diferențierea, dacă n-ar fi dură. Vin și la crezi. Ultima rundă de aplauze pentru ea. A fost o surpriză în audiții pentru toată lumea și o apariție aparte. Eu mă așteptam să fie atât de emoționată și atât de panicată și să fie atât de distrasă de la cântat. Nu m-am așteptat. Da, eu cred că ea a fost într-o situație nouă, plus presiune, plus au apăsat-o și concurența. Alinuța, stai bine? Trebuie să mă duc pe safe. Trebuie să mă duc pe engleză. Da, mă, pe bune, ești super engleză. Și tu ai gândit să cânti în franceză. Really? Dacă era cu engleză, te dăm pe spate. Ai fost perfect. Asta e unul dintre cele mai importante teste pe care le-ai ca și concurent de trecut la X Factor. La X Factor, în bootcamp, îți alegi singur melodiile. Tu îți dai seama cât s-a gândit el asta? S-a gândit mult la asta. Eu cred că ea are un conflict poetic intern de interpretare și muzical. Pentru că ea se remodelează. Eu cred că a fost o decizie de ceva nou, de ceva ce-mi place, de trăiește astăzi. Eu cred că e un pic hippie. Sunt bine, știu că ești bine. Ți-ți lăchimează ochii, super bune. Vedeți despre ce vorbesc. Copii, nu vă aduceți părinții la filmări, ei plâng, tu ești ok, ei dau emoții. Poate să le susținem mai tare, să nu le alungăm chiar pe toate. Să le ținem pe toate. Ne permite regulamentul care l-ați citit? Nu se pot așeza cum s-a falsat.
Da, o valsat, dar tu știi potențialul. Dele nu falsează, sus. Toți falsează în anumite momente. Eu înțeleg chestia concursului. Și în cazul în care ar fi patru scaune ocupate și patru n-au falsat deloc și tu ai fost pe sub ton jumate de piesă, clar că nu te așează orice potențial ai avea tu, pentru că nu e cinstit. Dar atunci când scaunele sunt libere, să nu-i dai ocazia fetei ale să aibă măcar check-ul ăsta în viață, bă, eu am ajuns în bootcamp și am stat și pe scaune.